Ofițerii specializați în recuperări de artefacte și piese paleontologice din cadrul Poliției Neamț au găsit anunțul de vânzare a dintelui de mamut pe o platformă online. Prețul cerut era de 4.000 de euro. Polițiștii au mers direct la ușa vânzătorului. Cercetările efectuate de polițiști au relevat faptul că fosila ar fi fost descoperită în cursul anului 2018 de către un bărbat din Borlești, în albia râului Nechit, acesta fiind dăruit femeii de 55 de ani, care l-ar fi păstrat ca și obiect decorativ, necunoscând valoarea și proveniența acestuia. Mi-a înțeles ca o piatră ornamentală, așa frumoasă, deși e un slob acolo, că e o piatră. Și ginerile de la Iași au fost pe la muzeu și au văzut ceva asemănător. Și au sunat soția, s-ar putea să fie un dinte de mamut. Nevasta, când l-au auzit, o scria, hai să-l vindem. Femeia a fost amendată pentru că n-a predat dintele de mamut autorităților. La prima vedere, acesta e în stare bună și are o vechime care depășește 10.000 de ani. Nu e prima dată când în zona Neamțului se găsesc fragmente de mamut. În 2019 noi am mai înregistrat o recuperare de molar de mamut, ceva mai mic. Iar în 2008 tot noi, IPJ Neamț, am recuperat un femur de mamut cu rotulă. Potrivit legii, persoanele care descoperă întâmplător bunuri culturale, paleontologice și arheologice sunt obligate să le predea autorităților statului în termen de 72 de ore și au dreptul la o recompensă de 30% din valoarea stabilită a obiectului.